Daniel, un meci important, iată primul derby adevărat cu SCM Pitești, o echipă de pentru promovare. Da, așa este, ne așteaptă un meci destul de greu, o echipă destul de bună, dar să nu uităm că și noi avem o echipă bună și mergem să câștigăm acolo. Cum regăsești echipa? Ai revenit după o jumătate de an de exil. Da. Mă găsesc în condiții destul de bune. Nu o echipă bună, cu jucători care au mai venit noi, jucătorii ceilalți care au fost la echipă, după părerea mea, au progresat. O echipă destul de bună, păcat că n-am reușit să câștigăm prima etapă, dar sperăm să facem un meci bun la Pitești și să aducem punct sau puncte de acolo. E loc de surpriză acolo? Nu este vorba de o surpriză. Este vorba că avem un meci greu, o echipă bună suntem și noi, cum sunt și ei. Să nu uităm că se joacă și ei tot în divizia C ca noi. Nu este vorba de surpriză, cum au jucători buni, avem și noi jucători buni și rezultatul poate să fie oricare. Puteți termina în primele șapte, așa cum este obiectivul? Da, obiectivul nostru este în primele șapte echipe, sperăm să ne îndeplinim obiectivul. Eu sper să terminăm în primele 3-4, dacă se poate. Sperăm să câștigăm fiecare meci, la sfârșitul campionatului vedem unde ne aflăm. Un alt front este Cupa României, ați picat astăzi cu Unirea Brânceni, ce știți despre ei? Lăsați loc de surprize? Da, am înțeles că au o echipă destul de bună și ei. Anul trecut au ajuns până în 16-mi. O echipă destul de bună din divizia de acolo. Ne așteaptă un meci greu și acolo. Chiar am vorbit cu Vali Bădoi astăzi despre echipa lor. O echipă bună cu jucători care au jucat la Liga 2 și Liga 3. Da, seama că o să fie meciuri de cupă, să meciurile de cupă. Vedem ce va fi. 16-mi, ți-ar plăcea să aduci o echipă de Liga 1 aici? Bineînțeles, vă dați seama că toți ne-am dorit să aducem o echipă de divizia. Orice jucător își dorește de la nivel mai mic să joace cu echipă de divizia A și obiectivul nostru este să ne calificăm mai departe, să aducem cât mai multe echipe aici. Stați bine din punct de vedere fizic, urmează într-o săptămână 3 meciuri dificile. Da, am făcut o pregătire de un cantonament destul de bun. Am fost la munte, ne-am pregătit destul de bine, eu zic că ne suntem pregătiți fizic și depinde numai de noi ce va fi în următoarele meciuri.